ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Biblioteca Radu Roseti din Onești, cea mai digitalizată din România. Strandul din Onești, oază de relaxare. Aviz favorabil pentru drumul expres Bacău-Piatra Neamț. Biblioteca Radu Roseti Onești deține din 15 iunie cel mai avansat agent virtual dedicat unei biblioteci publice din România, grație colaborării dintre Digital Transformation Council și Biblioteca Radu Roseti Onești. Acesta poate fi accesat pe site-ul www.bibliotecaonesti.ro 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, fiind cel mai harnic angajat non-stop al bibliotecii în slujba utilizatorilor săi. Trebuie să spunem că suntem foarte mândri grație acestui proiect pe fonduri europene. Biblioteca Radu Roseti a devenit din acest an una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România, dispunând de tehnologie de ultimă generație. Pentru cei care încă nu ne-au trecut pragul, trebuie să vă informăm că încă de la intrare avem infochioșcuri digitale unde toți cei interesați pot afla despre sălile din bibliotecă, despre ce cărți avem disponibile. Avem holograme în mărime naturală, avem calculatoare de ultimă generație, tablet smart, unde deja foarte mulți liceeni care s-au pregătit pentru bacalaureat au exersat pe aceste table, ochelari VR, PlayStation, table interactive. Vrem să facem totul cât mai atractiv pentru ca nu doar adulții, dar iată și copiii care la nivel național au cam uitat de biblioteci să vină să-și petreacă timpul în bibliotecă. Pentru că un copil care, să zicem, se joacă pe PlayStation în bibliotecă la noi, are multe șanse să plece acasă și cu o carte. Pentru a o studia. De altfel, are și parte de un ajutor neprețuit, ca să zicem așa, inteligența artificială care oarecum își găsește tehnica, își dă mâna cu cartea. Da, din fericire cred, nu din păcate, viitorul și în ceea ce privește bibliotecile stă în tehnologie, pentru că nu se poate altfel. Așa cum am mai spus, Biblioteca Radu Roseti nu mai este un simplu loc de unde vii să împrumuți o carte, a devenit un hub cultural zonal, un centru cultural comunitar, pentru că aici se întâmplă foarte multe activități, de la stagiune muzicală, de la workshop-uri, simpozioane, ateliere, și așa mai departe, și cred că în felul acesta putem atrage utilizatori cât mai mulți. Tot așa, cu mândrie aș dori să vă precizez că din luna aprilie, de când am deschis până săptămâna trecută, ne-au trecut pragul peste 8.000 de permise de bibliotecă. Statistic e un număr impresionant comparând cu anii trecuți. Și în momentul de față, sala multimedia funcționează doar pe bază de programări, pentru că cererea este foarte mare, toți copiii vor să încerce ochelarii VR sau să încerce tablele smart, așa că am băgat sistemul de programare și ei știu la ce oră să vină, fiecare are dreptul la câte 60 de minute pentru a-i mulțumi pe toți. Într-adevăr, iată că biblioteca a devenit locul în care tinerii se programează ca să ajungă, nu credeam că o să spun niciodată chestia asta, dar iată că e un lucru bun și felicitări pentru ceea ce reușiți să faceți. Da, mulțumim și noi pentru că promovați evenimentele culturale și vă mai așteptăm pe la noi. Fostul primar al Oneștiului, Laurențiu Neghin, a anunțat că lucrările la ștrand s-au finalizat și va fi redeschis. Ștrandul este deschis zilnic între orele 9 și 21 și oferă locuitorilor și vizitatorilor ocazia de a se bucura de soare, apă într-un cadru modern. Noile tarife de intrare sunt accesibile pentru toate categoriile de vârstă. Copiii până în 10 ani plătesc 5 lei, cei între 10 și 18 ani plătesc 8 lei, iar adulții peste 18 ani plătesc 12 lei. Într-un gest de recunoștință
cunoștință și respect față de comunitatea locală, pensionarii din Onești beneficiază de gratuitate la strand în zilele de luni și marți. Și este o inițiativă menită să încurajeze mișcarea și relaxarea în rândul vârstnicilor. Cu aceste îmbunătățiri, strandul din Onești promite să devină o destinație de top pentru cei care doresc să evadeze de căldura verii și să se bucure de timpul liber într-un mediu plăcut și sigur. Veste bună anunțată chiar de către ministrul mediului Mircea Fechet. A fost semnat acordul de mediu pentru 51 de kilometri drum expres între municipiile Bacău și Piatra Neamț. Mă bucur că putem anunța un nou proiect de amploare care va dezvolta infrastructura rutieră din zona Moldovei, unde este atât de mare nevoie de drumuri, atât pentru transportatori, cât și pentru localnici sau pentru cei care doar tranzitează zona către destinații turistice. Acordul de mediu semnat la ANM este nu doar o garanție a faptului că proiectul va intra în faza de construcție cât de curând, ci și o asigurare că arile naturale de interes comunitar, prin vecinătatea cărora va fi desfășurat acest proiect și care găzduiesc numeroase specii de faună, care se deplasează și tranzitează zona de influență a proiectului, nu vor avea de suferit din cauza lucrărilor. Traseul tranzitează localitățile Săucești, Bereș, Bistrița, Itești, Racova, Blăgești din județul Bacău, precum și unitățile administrativ-teritoriale Gândești, Costișa, Rediu, Borlești, Podoleni, Zănești, Rosnov, Săvinești, Dumbrava Roșie și Piatra Neamț din județul Neamț, ne-a anunțat ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet. În ultima ședință a legislativului local aleșii orașului Stațiune Dărmănești au avut de discutat și aprobat bugetul pentru organizarea zilelor orașului, dar și despre alocarea de fonduri pentru organizarea unei tabere internaționale. În cadrul întrunirii aleșilor locali din orașul Stațiune Comănești au discutat și aprobat tarifele pentru accesul la piscină, dar și multe alte probleme de interes local. Privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele orașului Dărmănești, ediția 2024, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Cam fiecare an ne-am propus să organizăm zilele orașului Dărmănești în perioada 10-11 august 2024. Am propus să alocăm de la capitolul cultură, recreere și religie 225.000 de lei, dintre care o parte vor fi, mai exact, 25.000 de lei utilizați pentru premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Și, așa cum spuneam și pe comisii, în perioada 10-11 august vom organiza zilele orașului Dărmănești. Sperăm ca să reușim să ne organizăm până atunci și să găsim cea mai bună variantă din punct de vedere al calității cost. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor pentru zilele orașului. Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, ALZIAR, și pentru aprobarea resurselor financiare alocate din bugetul local în vederea desfășurării taberei internaționale de creație artistică, armonii cromatice și muzicale Dărmănești, ediția 1-2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să încep prin a face precizarea că orașul Dărmănești este membru în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Suntem stațiune turistică de interes local și ne interesează să promovăm și arta și cultura din poziția de stațiune turistică de interes local. Ca atare, Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă și de Artă din România ne-a propus o convenție de colaborare privind organizarea în parteneriat de acțiuni culturale și primul eveniment se referă la o tabără internațională de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, care va avea loc în perioada 19-26 august la Dărmănești. La această tabără internațională vor participa artiști din România și din afara țării. Pentru a putea organiza acest eveniment, am propus alocarea sumei de 15.000 de lei de la capitolul cultură, recreere și religie,
fondurile fiind necesare pentru cheltuieli de organizare a vernisajului, tipărire, materiale promoționale, afișe, mediatizarea evenimentului și așa mai departe. Și ce este foarte important, picturile și materialele rezultate în urma desfășurării evenimentului cultural la Dărmănești vor intra cu titlu gratuit în patrimoniul UAT Oraș Dărmănești. Avem intenția de a participa și cu o parte din elevii de pe raza orașului, de la școlile de pe raza orașului Dărmănești, care au înclinare și, intenții de a dezvolta în viitor această componentă de pictură și nu numai. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? A fost adoptat și punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Fetiță de nici 2 ani salvată de 2 jandarmi băcăoani după ce s-a necat în râul Tazlău. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. 2 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au devenit eroi zilei după ce au salvat o fetiță de nici 2 ani ce se necase după ce a căzut cu mama și ceilalți frățiori în apa râului Tazlău. Mama a intrat în apă să-i salveze pe cei doi băieți, dar a alunecat și a căzut cu cea mică în apă. Au reușit să iasă cu toții din apă, dar din păcate fetița nu mai respira. Incidentul a avut loc în cartierul Slobozia pe râul Tazlău, în apropierea podului de pe strada Victoriei din municipiul Onești. Florin și Cătălin, jandarmii care au intervenit, se aflau în patrulare când au observat-o pe mamă care abia ieșea din apă. Aceștia au auzit strigătele la un moment dat, așa că au mers să vadă ce se întâmplă. O mamă încerca să salveze fetița ce nu mai respira, aceasta necându-se după ce mama a alunecat și a căzut cu ea în apă. Florina a intervenit rapid și a aplicat manevre de resuscitare până când micuța copilă și-a revenit și a început să respire. Acesta a luat-o în brațe pe copilă și a alergat cu ea până la ambulanță. Cătălin și-a sprijinit colegul, a vorbit cu operatorul la 112 și a oferit detaliile necesare privind locația și modalitatea de a ajunge cât mai repede ambulanța. Până la sosirea echipajului medical, fetița a mai avut nevoie de manevre de resuscitare. Ulterior, fetița a fost preluată de un echipaj sa și transportată la UPU Onești pentru a primi îngrijire medicale de specialitate. Îi urăm la mulți ani lui Florin și îi mulțumim pentru curajul și profesionalismul de care a dat dovadă. Colegul nostru plutonier ajutant Florin Sfârlog, modest ca întotdeauna, a dezvăluit că surpriza de ziua lui este fericirea de a vedea pe fetița salvată acasă, alături de familia ei, în siguranță și sănătoasă. Ziua colegului nostru s-a transformat într-o zi de bucurie și recunoaștere, în care trebuie să înțelegem cât de important este să ne ajutăm și să ne susținem unii pe alții. Este un moment care va fi pentru totdeauna în inimile celor care au intervenit pentru salvarea Serenei și care va rămâne un exemplu de curaj și altruism pentru noi toți. Salvarea vieții fetiței de la NEC este un act de eroism și devotament care merită toată aprecierea și respectul nostru. Suntem profund recunoscători pentru gestul salvator pe care l-ați făcut și vă dorim mult succes în continuare. Felicitări, Florin! Felicitări, Cătălin! Căoanii au acum un nou motiv de bucurie. Aeroportul Internațional George Enescu a anunțat introducerea zbordurilor charter către frumoasa insulă Creta din Grecia. Noua rută oferă o oportunitate excelentă pentru băcăoani de explora plajele spectaculoase și peisajele uimitoare ale Cretei, făcând din această destinație de vacanță una mult mai accesibilă. Conducerea Aeroportului Internațional Enescu a transmis entuziasmul pentru această inițiativă. Descoperă frumusețea plajelor din Creta, zboruri charter din Bacău către Heraklion, Creta, Grecia, de la aeroportul din Bacău. Pentru cei dornici de soare, mare și relaxare, acum este momentul ideal pentru a-ți rezerva vacanța. Diverse agenții de turism oferă pachete atractive pentru această perioadă și pentru această destinație. Această rută nouă charter promite să ofere nu doar confortul unei călătorii rapide și directe, dar și ocazia de a explora una din cele mai pitorești destinații din Grecia. Plajele cu nisip fin, apele cristaline și cultura bogată a Cretei așteaptă să fie descoperite de turiștii băcăoani. Rezervați-vă vacanța prin agențiile de turism și bucurați-vă de o experiență de neuitat. Soarele grecesc, Creta vă așteaptă! Duminică 30 iunie de la ora 19, pe scena din Piața Catedralei, oneștenii iubitori de frumos au dat întâlnire pentru a-i aplauda la scenă deschisă pe Valentina Fătu și Vasile Muraru, Daniela Tănase, dar și pe îndrăgita interpretă de muzică populară, Mioara Velicu. Iată că ne întâlnim din nou la Onești într-o atmosferă de sărbătoare și cel mai important e că avem zâmbetul pe buze. Da, încercăm să menținem starea asta de optimism, de speranță. Zâmbetul face parte din cartea noastră de vizita actorilor de revistă, actorilor de comedie. Suntem foarte bucuroși că am revenit la Onești
și mulțumim de invitație. Cum vi s-a părut publicul de Onești? Pentru că nu e ca celelalte, ca celălalt tip de public, să zicem. Cum adică, de ce vorbiți așa? Oameni onești? Aia e adevărat, asta e adevărat, un public extraordinar și vara trecută ne-a încântat cu prestația. Invers, dumneavoastră ne-ați încântat pe noi. Nu știu, asta e părerea dumneavoastră. Deci am deschis festivalul și anul trecut și l-am și închis în toamnă. Deci înseamnă că le-a plăcut dacă ne-a invitat din nou să-l, și la închidere. Și astăzi îl deschidem și sperăm să-l închidem la toamnă când o fi. Și ne bucurăm tare mult pentru că, într-adevăr, e o zi de sărbătoare, e o zi luminoasă aici la Onești. Ați avut mână bună, ca să zicem așa, anul trecut. Da, asta e adevărat. Unde mergem noi, totul se transformă în bine. Asta este foarte bine. Un public minunat, iată că afară, deși sunt niște temperaturi așa estivale, specifice, totuși lumea a venit cu mult înainte de show. Sunt speranța că o fotografie, un autograf? Am făcut câteva fotografii, ne bucură foarte tare. La urma urmei, noi suntem niște artiști ai oamenilor, suntem, nu cum era pe vremuri, artiști ai poporului, suntem niște artiști populari. Sunteți artiști ai poporului, că sunteți ai noștri. Ne simțim tare bine atunci când ajungem să avem întâlnirile acestea mai puțin, ca să zic așa, formale, mai puțin pretențioase. Sunt spectacole în aer liber, unde oamenii chiar se simt liberi, sunt relaxați. Bună ziua, doamna bibliotecar! Iată că vin oamenii care au organizat evenimentul și încă o dată le mulțumim celor care s-au gândit să fim din nou astăzi parte a acestei sărbători a comunității, a orașului Onești. Tot Onești vă mulțumește că ați reușit să includeți pe agenda, pentru că știu cum e. Agenda e strânsă așa, zile puține. Dumnezeu că e încă strânsă și uitați cât mai e până la spectacol și lumea a început deja să vină. E tradiție să-și ocupe locuri ca în să față. Vadă în față sau unde reușesc. Ca anul trecut că s-a umplut, era grădina, erau în picioare mii de oameni cât încăpeau în grădina acolo la polivalentă. Da. Un mesaj, dacă e pentru cei care ne urmăresc, pentru băcăuani, și de ce nu vă așteptăm mai des? Păi am să le transmit celor din Onești și băcăuanilor, tuturor celor care ne urmăresc, să aibă o vară așa cum merită, o vară în care să aibă parte și de relaxare, să fie sănătoși în primul rând și, pentru că este catedrala asta superbă alături de noi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte le trăim bune și să ne îngăduie să ne trăim viețile frumos tuturor în continuare. Exact, să fim sănătoși și cu zâmbetul pe buze. Mulțumim foarte mult, iubim foarte mult pe băcăuani. Eu la Bacău am debutat în 1976, câțiva ani au trecut repede, da. Și Bacău, sigur, am făcut și armată, deci sunt și un om instruit că am făcut armata la Bacău, trupă. Și fiind de la Piatra Neamț, sunt un fel de băcăuan. Suntem acasă aici la Bacău și lumea ne-a primit foarte bine și... De câte ori, că n-am fost numai anul trecut, am fost și la Casa de Cultură, acolo unde, păcat că asta nu e pusă din nou în valoare deocamdată, sperăm ca să-și revină la viața care a avut, viața culturală pe care a avut-o această minunată Casa de Cultură din Onești. Mulțumim frumos! Să rămână, Doamne, ajută, numai bucurii să aveți și la mulți ani, azi e ziua învățătorului, Valentina, da. La mulți ani celor care... Ne învață și copiii și ne-a învățat și pe noi. De altfel, oamenii au venit cu mult înainte de ora anunțată pentru a ocupa un loc în fața scenei. Cum vi se pare festivalul și faptul că ne-am mutat aici, în Piațeta Catedralei? Este foarte bine pentru toți uneștenii. Era nevoie așa să mai ieșim? Da, din anumitate, da. Să ne mai aducem aminte de zilele alea bune de dinainte de pandemie, nu? Da. Un mesaj, dacă e artiștii vă plac, ar putea fi adus și alții? Și alții, dar ăștia sunt niște celebrități. Vasile e o celebritate, cu Naie Lăzărescu. Deci nu se mai poate discuta. Da. A crescut-o domnul Vasile de lângă dumnealui. Sunt niște celebrități. Am toată stima și respectul pentru dumnealor. Un mesaj pentru cei care au organizat evenimentul, ce le transmite? Să le dea Dumnezeu să mai facă evenimente de genul ăsta. Și sănătate, nu? Bineînțeles, la toți oneștenii de acum. Sunt oneștian jet-beget, așa că vă doresc multă sănătate și să aveți toți benele din lume. Toți oneștenii din orașul Onești. Stimă și respect. Sănătate. S-a mutat festivalul din parc aici, în Piațeta Catedralei. Ce părere aveți? O părere foarte bună. E mai în centru, așa? Bă,
bine. E bine. E bine, bine. Ce părere aveți despre artiștii care au fost chemați? Vă plac? Păreri foarte bună. Vă plac? Plac. Toți îmi plac. Da, foarte frumos. Îmi plac. Un mesaj, dacă e pentru organizator, ce le transmiteți? Multă sănătate și să mai facă din astea. Da? Avem nevoie de spectacole, de a ieși din anonimat, așa, din cotidian. Da, într-adevăr, o idee extraordinară, necesară și cu asemenea invitați de marcă, vă spun, ne-ați uns la suflet. Să știți că îi știu din copilărie, din adolescență și de asta v-am spus că mă ung la suflet când îi ascult și când îi revăd, îi revăd cu mare drag. Felicitări organizatorilor că într-adevăr aduc o bucurie în inima, nu numai oneștenilor, a tuturor celor care îi îndrăgesc și iubesc frumosul și vor să-i revadă. M-am emoționat, să știți. M-am emoționat împreună. Un mesaj, dacă e pentru autorități, ce le transmiteți? Să o țină tot așa și să fie sănătoși și să ne mai facă surprize din astea, că sunt foarte plăcute. Parcul Măgura din Târgu Ocna găzduiește ediția 2024 Auto Tuning Show. A fost un weekendul trecut punctul central al pasionaților de mașini din întreaga țară, găzduind o nouă ediție Auto Tuning Show. A fost o mega expoziție de mașini tunate, vehicule off-road, ATV-uri și autovehicule retro și a adus ultimele noutăți în materie de tuning auto din țară și străinătate. Evenimentul devenit deja o tradiție în orașul stațiune de la Poalele Măgurei prezintă zeci de autovehicule spectaculoase, participanții și vizitatorii au putut admira vehicule tunate venite atât din diverse colțuri ale României cât și din străinătate, precum și mașini retro care evocă eleganța și rafinamentul vremurilor trecute. Competiția include mașini tunate care vor concura pentru titlurile de cel mai frumos exterior, cel mai frumos interior, cele mai frumoase jante, iar la final juriul o va premia cea mai frumoasă mașină a show-ului. Pe lângă expoziția de tuning, evenimentul a oferit și o demonstrație de forță a celor mai puternice instalații de sunet auto și a umplut parcul cu avalanșă de decibeli, oferind o experiență auditivă de neuitat. Până duminică seară, Parcul Măgura a fost locul de întâlnire a celor care iubesc mașinile și tehnologia de top în tuning auto, oferind o ocazie unică de a vedea la un loc cele mai impresionante creații pe patru roți. Multă lume, aglomerații, adrenalină, cai putere, ce să zic, ingredientele unui show pe cinste? Sigur, un eveniment top, tot mai reușit de la an la an, băieții sunt foarte uniți, o echipă de băieți pasionați care au reușit să strângă foarte mulți pasionați din toată țara, chiar? Mai mulți decât anul trecut, dacă e să-mi dau eu cu părerea. Vizual, sigur, pentru că s-au umplut toate aleile, parcul este plin, distracția este la maxim. Am înțeles că aseară nu aveai loc să te miști, așa, atât de multă foială și atât de mulți oameni. Da, evenimentul normal se dăna la ora 11, dar nimeni n-a vrut să plece, aleile erau pline de pasionați. Să zicem, ce ar fi, să zic, dacă ai fost și anul trecut, care ar fi ingredientele de anul acesta care au asigurat succes? Opinia ta. Sigur, am fost și anul trecut, cu siguranță un eveniment reușit, de la an la an evoluează și crește și adună cât mai mulți pasionați. Tu ești pasionat de tuning? Sunt pasionat de tuning, de mașini și dețin mașini. Am înțeles, ai și tu mașini tunate, cam câți bani necesită pasiunea asta? Undeva la între 10.000, 50.000, fiecare după buget, dar tot e bani, timp și pasiune. La tine de la ce vârstă a apărut pasiunea asta pentru tine? De la 18 ani, de când am luat permisul, prima modificare, o folie pe geamuri, o jantă, acum au evoluat lucrurile, mai multe modificări care le poți face. Nu e un sport, o pasiune costisitoare? Eu zic că în rândul multora e mai mult o boală, eu așa o numesc, o pasiune ilimitată, în schimb când e o boală, un drog. Adicție. Da. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc să vină la show? Vă invităm să veniți la show, să vedeți și dumneavoastră mașini frumoase, să vedeți un domeniu care crește frumos și la noi în România și aveți ce vedea, copiii au ce vedea, vă așteptăm. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă, 6 iulie, vremea se răcorește. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 12 grade Celsius. Duminică, 7 iulie, vremea continuă să se încălzească. Maxima zilei ajunge până la valori de 32 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 13 grade Celsius. Luni, 8 iulie, vremea se menține în continuare caldă. Maxima zilei va ajunge până la valori de 33 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.